Mă uit la voi cei de la radio și îmi pare rău că ați căzut în capitolul 11 din Daniel, în mijlocul tuturor frământărilor din perioada intertestamentală. Este poate capitolul care m-am frământat și eu cel mai mult, nu ca să-l înțeleg, ci ce să spun din el ca să-l înțelegeți dumneavoastră. Pentru că e un capitol care acoperă foarte multă istorie și enorm de multe detalii. Dar aș începe cu tabelul din ultimele 6 capitole din Daniel, în care el primește vedeniile pe care trebuie să le lase posterității. În capitolul 7 vede 4 fiare mari ridicându-se din marea cea mare. În capitolul 8, 2 din ele sunt în conflict, Persia și Grecia. În capitolul 9 îl vedem pe genunchi înaintea lui Dumnezeu în post și rugăciune. Iar în capitolul 10 primește o vedenie care vestește o mare nenorocire și omul în haina de in vine să-i aducă răspunsul. Și 10, 11, 12 țin de anul al treilea al lui Cir, împăratul Persiei. Poate mai țineți minte cum se leagă aceste capitole între ele. Cadrul cel mai larg îl creionează capitolul 7. Apoi capitolele 8 și 10 la 12 sunt detalii. Cu alte cuvinte, interesul naratorului este detaliat cu tot mai multe evenimente și noi ne aflăm tocmai în bulina aceea a detaliilor multe din capitolele 11 din ziua de astăzi. 400 de ani de istorie îngrămădiți în 45 de versete. Dar de ce sunt atât de importante lucrurile acestea pe care noi tindem să sărim peste ele? Pentru că nu cunoaștem istoria și nu ne interesează ce scrie în ele. David Pawson spunea că în 35 de versete din capitolul 11 sunt 135 de profeții pe care Dumnezeu le face și care se împlinesc. Pentru că El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, are întreaga istorie înaintea ochilor Lui. Atât de șocant este capitolul acesta, încât teologii liberali l-au pus deoparte și au zis nu putea fi scris cu atâtea sute de ani înainte de împlinirea evenimentelor. Trebuie să fi fost adăugate cândva mai târziu, după ce evenimentele s-au întâmplat. Dar priviți cu mine capitolul 11, acoperă anii 537 până în 165 înainte de Hristos, 400 de ani de istorie. Mulțumesc lui Dumnezeu că El ne-a dat în două versete rezumatul acestei istorii frământate. Găsiți rezumatul în ultimele versete din capitolul 10, versetele 20 și 21. El mi-a zis, știi pentru ce am venit la tine? Acum mă duc să mă lupt cu căpetenia Persiei și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Ciudat verset. Știi pentru ce am venit la tine? Acum mă duc să mă lupt cu căpetenia Persiei. O lungă istorie. Dar el spune, după ce voi pleca, va veni căpetenia Greciei. Cu alte cuvinte, istoria curge de-a lungul a două imperii. Și versetul 20 este oftatul omului în haina de in. Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă va ajuta împotriva acestor, afară de voievodul vostru, Mihail. Dar, Doamne, pe cine mai aștepți să te ajute în aceste bătălii? Versetul imediat următor, întâi din capitolul 11, spune, în anul întâi al lui Dariu, Medul, eram și eu la el ca să-l ajut, să-l sprijinesc. Dar cine mai era la el? Cu siguranță nu se referă la voievodul Mihail și la oastea lui cerească, ci la cel care stătea pe genunchi în capitolul 9, la Daniel, și care lupta în rugăciune, în post, alături de Dumnezeu, alături de oștile cerești, pentru împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Interesant că evenimentele din acest capitol ne aduc în pagina albă dintre Vechiul și Noul Testament. În istoria biblică, și aveți înaintea dumneavoastră istoria biblică, aveți câteva etape distincte. În primele 11 capitole, Dumnezeu acoperă peste 2000 de ani de istorie. Și în cele 11 capitole, 150 de zile acoperă majoritatea textului. Observați câte găuri imense sunt în această parte. Dar partea asta se termină cu turnul Babel și cu societatea umană în forma ei embrionară, care începe să migreze către cele patru vânturi ale cerurilor. Ei sunt obiectul binecuvântării lui Dumnezeu și când îl cheamă în capitolul 12 pe Avram, spune toate familiile pământului
Te întorci în capitolul 11 și le vezi plecând de sub turnul Babel, pentru că nu se mai înțelegeau. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Avram și urmașii lui sunt aleși de Dumnezeu ca și canal al binecuvântării. Istoria Vechiului Testament se termină în jurul anului 500. Între timp a fost cei 70 de ani de robie babiloniană în care l-am găsit și pe Daniel. Apoi există vremea istoriei post-exilice. Trei cărți istorice, trei cărți profetice. Și intrăm în perioada paginii albe, în perioada intertestamentală. Și acolo ne aduce capitolul 11 din Daniel. Dar în capitolul 9 am văzut o profeție despre crucea aceea pe care o vedeți pe ecran, despre unsul, cârmuitorul, Mesia, care trebuia să facă lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu, să ridice povara lui Dumnezeu de pe inima lui Dumnezeu. Iar Faptele Apostolilor începe epoca noastră. Noi ținem de ea, suntem mesagerii binecuvântării, chemați să ducem acest mesaj cât la mai mulți oameni. Frații mei, Dumnezeu guvernează istoria. În căușul palmei lui este istoria. El este Alfa și Omega. Totul este gol și descoperit înaintea lui. Cu alte cuvinte, am putea să depunem mâinile în sân, să spunem, e treaba ta, Doamne, dacă tu ești stăpânul istoriei, fă ceea ce ai planificat. Poate nu v-ați gândit că oricât de mic ai fi, dacă aparții de poporul lui Dumnezeu, deciziile tale, viața ta contează. Și lucrul acesta îl învățăm din capitolul 11 din Daniel. Și pe mine mă surprind mulțimea detaliilor istorice și mă întreb, Doamne, Duhule Sfânt, de ce ni l-ai lăsat în carte? În niciun caz, dragii mei, ca să ne satisfacă curiozitatea, ci prin natura selectivă a istoriei pe care ne-o prezintă, practic, naratorul ne aduce în punctul focal al intereselor lui. Proporțiile de text joacă un rol extraordinar de important în carte. Și pe măsură ce citești acest capitol, te întreb, unde se grăbește istoria? Ce vrea să ne spună Duhul lui Dumnezeu? Dați-mi voie să fac un pas înapoi și să aruncăm o privire de ansamblu asupra acestui capitol. Interesant, în versetul 2, un singur verset acoperă 200 de ani de istorie, tot Imperiul Medo-Persan. Apoi versetul 3 ne aduce în dreptul lui Alexandru Macedon, acel general, împărat, care a cucerit lumea și a împins hoardele macedoniene înapoi. În versetul 4, Alexandru Macedon este mort și patru din generalii lui se frământă aproape 20 de ani, luptându-se unii cu alții, până când își împart imperiul câștigat de Alexandru Macedon. Dar doi din acești generali sunt importanți pentru Țara Sfântă, pentru poporul lui Daniel. Ptolemei sunt în sud, în Egipt, seleucizii sunt în nord, în Asiria. Timp de 100 de ani, Israel este sub dominația ptolemaică. Și apoi seleucizii pornesc lupta împotriva ptolemeilor și Israel ajunge timp de 130 de ani sub dominația seleucidă. Dar nu aici este interesul autorului, ci observați blocul cel mai mare de text. Versetele 21 la 45 se referă la 10 ani ai domniei lui Antioch Epifane, care este prefigurarea anticristului de la sfârșitul vremurilor. Și aici avem principiile pe care le vom trăi poate noi sau copiii noștri în anii care vin. Așadar, scopul naratorului nu este să ne dea istoria în detalii, deci Dumnezeu călătorește prin istorie și istoria este baza obiectivă a lucrărilor lui, el lucrează în istorie, ci el dorește să ne atragă atenția asupra rolului poporului lui Dumnezeu în istorie, asupra principiilor care guvernează istoria. Și aceste principii te implică pe mine, mă implică pe mine. Dați-mi voie să încerc mai întâi să leg lucrurile la oaltă, să vedeți miza acestor bătălii. În capitolul 9, arhanghelul Gavril, omul acela Gavril, apare în clipa în care se aduce jertfa de seară să-i vorbească lui Daniel despre cel mai important eveniment al istoriei, evenimentul crucial, crucea Domnului Iisus Hristos, moartea, învierea și înălțarea lui. În anul întâi al lui Dariu, mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut în rugăciune, în cereri, postind în sac și cenușă. Pe când vorbeam, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu, păcatul poporului meu, iată că a venit în zbor iute, omul acela Gavril, pe care îl văzuse într-o vedenie mai înainte, și m-a atins în clipa în când se aducea jertfa de seară. El a stat lângă mine, mi-a vorbit și mi-a zis,
Daniele, am venit să-ți luminez mintea. Când ai început să te rogi, a ieșit cuvântul și eu am venit să ți-l fac cunoscut, căci ești un om preiubit și scump. Ia seama la cuvântul acesta și înțelege vedenia. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte și sunt 6 lucruri înșirate despre care am vorbit duminica trecută. Până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei, până la ungerea Sfântului Sfinților, ungerea lui ca mare preot după rânduia lui Melchisedec, ca să poată turna Duhul Sfânt peste poporul lui. Lucrarea lui Mesia, a lui Hristos, a unsului, a cârmuitorului, sunt prinse în aceste 6 lucruri, sunt miezul istoriei, miezul lucrării lui Dumnezeu. Dar în capitolul 10, Dumnezeu ne face harul să deschidă deasupra noastră cerul, să vedem că lucrurile nu se consumă doar în sfera deșertăciunii în care noi trăim, ci există o realitate spirituală și luptele se duc în domeniul acestei realități spirituale. Versetul 12, omul în haina de in se oprește lângă Daniel, care cade ca mort la picioarele lui și trebuie să fie ridicat și îi spune: Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și din pricina cuvintelor tale vin eu acum, dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Cel mai puternic om din univers, pentru că el este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, pregătit pentru întrupare, a trebuit să lupte 21 de zile să poată aduce un răspuns la rugăciunea lui Daniel. Dar Mihail, una din căpetenile cele mai însemnate, mi-a venit în ajutor și a ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei. El mi-a zis: știi pentru ce am venit la tine? Acum mă duc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei și când mă voi duce, iată că va veni căpetenia Greciei. Cu alte cuvinte, Daniele, lupta nu s-a sfârșit, lupta va continua de-a lungul Imperiului Persan, de-a lungul Imperiului Grec și forțele Întunericului vor încerca să oprească nu doar răspunsul la rugăciunile tale, ci vor încerca să oprească, să obstrucționeze planul lui Dumnezeu. Dacă 21 de zile a trebuit să lupte omul în haină de in împreună cu arhanghelul Mihail și cu oștile lui împotriva forțelor întunericului ca să aducă răspuns la rugăciunea lui Daniel, imaginați-vă intensitatea luptei spirituale din locurile cerești în care forțele întunericului vrea să oprească sau să întârzie împlinirea vremii și venirea celui ceas astral al omenirii în care lucrarea lui Dumnezeu să fie terminată prin întrupatul său fiu. O incredibilă luptă. Istoria, practic, din perspectiva lui Daniel, are ca punct focal lucrarea întrupatului fiu al lui Dumnezeu, al lui Mesia, a cârmuitorului, a unsului, despre care i-a vorbit în capitolul 9. Dar în capitolul 10 am văzut luptele din locurile cerești. Și acum capitolul 11 vine să ne spună ce se întâmplă pe pământ. Observați, pământul și cerul sunt în legătură. Ceea ce se întâmplă pe pământ are practic un corespondent în locurile cerești. După cum însușirile nevăzute a nevăzutului Dumnezeu se văd lămurit când te uiți aici jos la lucrurile făcute de El, așa că nu ne putem dezvinovăți, după cum există o relație între natura, între universul material și universul spiritual, așa există o relație între ce faci tu și ce fac eu, ce facem noi ca popor al lui Dumnezeu și ce se întâmplă în locurile cerești. Atunci când Moise se ruga pentru poporul lui pe munte și Aron și Hur au trebuit să-i ține brațele pentru victoria care trebuia câștigată, mă întreb dacă nu cumva acesta este rolul poporului Dumnezeu. Într-un fel, Dumnezeu ne-a invitat să fim alături de ei, conlucrători împreună cu El la realizarea planurilor Lui. Versetul 14 din capitolul 10, acum vin să-ți fac cunoștință sau să-ți fac de cunoscut ceea ce se va întâmpla poporului tău în vremea de apoi. Observați, în centrul atenției
este Avram și urmașii lui. Pentru că în coapsele lui Avram și a urmașilor lui era Mesia, era cârmuitorul care trebuia să împlinească cele 6 lucruri despre care ne-a vorbit în capitolul 9. În anul al treilea lui Cir, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel numit Belșațar. Cuvântul acesta vestește o mare nenorocire. O mare nenorocire. Imaginați-vă durerea lui Daniel, plânsul lui Daniel, când a privit pe culoarul istoriei, prin vedenile pe care le-a avut și a văzut marea nenorocire care amenința poporul lui. Narătorul se grăbește spre evenimentele care ne vor arăta cauza acestei mari nenorociri. Cauza acestei mari nenorociri. Dar dați-mi voie doar să vă dau o degustare a vitezei cu care aleargă naratorul prin istorie. În versetul 2 sunt 200 de ani de istorie într-un singur verset din Biblie. Și versetul 2 acoperă anii 539 până în anul 333, când Imperiul Persan cade. Iată ce scrie în Cartea Adevărului. Vor mai fi încă 3 împărați în Persia. Cel de-al patrulea va strânge mai multe bogăție decât toți cei dinaintea lui. Și când va strânge suficientă bogăție ca să se îngânfe inima, să încreadă în ele, va răsturna totul împotriva Greciei. Interesant, când te uiți în analele istoriei și începi să numeri împărații, primul este Cir, apoi fiul său Cambises, apoi Bardia, domnește un singur an sau câteva luni, și vine al patrulea împărat despre care vorbește textul nostru, Dariu I. În vremea lui încep războaiele împreună cu grecii. Xerxes se va duce războaiele și ele vor fi câștigate abia pe vremea lui Dariu al III-lea. Dar războaiele greco-persane au început în 499 și s-au sfârșit în 333 cu biruința lui Alexandru Macedon. 150 de ani sau 150 de ani de istorie. Apoi urmează cei 30 de ani ale lui Alexandru Macedon. Cu biruința din 333 începe să împingă hoardele persane înapoi până când cucerește Babilonul și la o vârstă fragedă moare în Babilon. Se va ridica un împărat viteaz care va face ce va voi. El moare foarte devreme și se declanșează un război civil. Generalii lui, cei mai mari, Antigonus a fost capul acestor generali, era unul bătrân nobil din Grecia, și ceilalți încep să lupte împotriva lui. Aproape 20 de ani durează aceste lupte, până când în sfârșit lucrurile se liniștesc și 4 din generalii lui se așează în cele 4 vânturi ale pământului, ale cerurilor. Cassander ia Grecia și Macedonia, Lysimachus ia Tracia, Bitinia, Seleucus, Nicatoria, Siria, Armenia și Babilonul, iar Ptolemeu, fiul lui Lagos, este împărat în Egipt și Cirena. În momentul acesta, viteza cu care naratorul parcurge istoria încetinește. Cu alte cuvinte, interesul crește pentru evenimentele care urmează. Priviți harta dinaintea dumneavoastră. Este harta de după moartea lui Alexandru Macedon, când marele lui imperiu se împarte în est lui Seleucus, în vest lui Cassander și Lysimachus și în sud lui Ptolemeu. Aveți bulina aceea roșie care este Israelul, poporul lui Dumnezeu, poporul lui Daniel, despre care se vestește această mare nenorocire. Timp de 100 de ani sunt într-un fel sub dominația regatului de sud. Aveți harta, Ptolemei controlau Palestina până în Siria. Dominația Ptolemeilor a durat 100 de ani, din 305 până în jurul lui 200. Dacă priviți harta din fața voastră, aveți Marea Roșie, aveți Israelul în mijloc, aveți Marea Mediterană, în sud este Egiptul cu regatul Ptolemeic și în nord este Seleucia sau regatul Seleucid. Când au început frământările din aceste două regate, observați, Israelul a devenit ștergătoarea lor de picioare. Înainte să intri în Egipt ca să dai bătăliile, te opreai și îți umpleai într-un fel traista cu tot ce doreai, te pregăteai sufletește pentru marele asalt împotriva regatului de sud.
Când porneai spre nord, era aceeași poveste. În 217 începe atacul regatului de nord împotriva Ptolemeilor. Nu uitați, 100 de ani Palestina a fost sub dominația regatului Ptolemaic. Împăratul care pornește animozitățile este Antioch al III-lea, supranumit cel Mare. Prima bătălie este pierdută în 217, dar în anul 200 el strânge o astea mult mai mare ca cea din tâi, bine înarmată, și pornește ca un puhoi împotriva împăratului din nord. Bătălia este câștigată și undeva la izvoarele Iordanului se dă bătălia decisivă. Și în momentul acela începe dominația seleucidă asupra Israelului. Aveți înaintea voastră capitolele. V-am spus, când autorul nu este interesat, fuge repede prin istorie. Ca și când ai avea o listă de genealogii, nume care reprezintă vieți. Sau ca și cum aș fi în primele capitole din Genesa, 2000 de ani, în 11 capitole din Biblie. De data aceasta, între versetele 13 la 20, avem dominația seleucidă, început în anul 200 înainte de Hristos. Cu alte cuvinte, Palestina intră sub jurisdicția regatului din nord și de aceea este controlată de regatul din nord. Ceea ce este interesant este că în mijlocul acestor evenimente este pomenită pentru prima dată sau pomenit pentru prima dată Iuda. Cu alte cuvinte, poporul lui Dumnezeu este adus pe scenă în mijlocul acestor evenimente. M-aș opri să vă aduc aminte de scopul naratorului. Chiar dacă este fascinant să vezi corespondența dintre textul biblic și evenimentele istorice, în ultima instanță, naratorul dorește mai mult decât atât. Nu doar să ne satisfacă curiozitatea, să ne facă să ne înălțăm ochii spre Dumnezeul cerurilor care controlează istoria și care poate prevesti în detaliu ce se va întâmpla, nu numai în istorie, ci și în viața mea și în viața ta, ci vrea să ne tragă atenția asupra principiilor care guvernează istoria. Și de aceea aduce poporul lui Dumnezeu pe scena istoriei. Principiul ne-a fost deja enunțat în capitolul 8, versetul 23, și aș vrea să recitesc împreună cu dumneavoastră. La sfârșitul stăpânirii lor, este vorba de cei patru generali, în mod special de cei doi de care v-am pomenit, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. Este vorba de ultimul, de Antioch IV Epifane. Dar aș vrea să notați principiul pus în versetul acesta. Păcatele poporului aduc pedeapsa lui Dumnezeu asupra poporului său. Păcatele poporului lui Dumnezeu aduc pedeapsa lui Dumnezeu asupra poporului său. De ce? Păcatul, în orice formă lui, aduce alienarea sau înstrăinarea noastră față de Dumnezeu. În momentul în care inima mi se înstrăinează de Dumnezeu, nu mai am capacitatea să umblu prin credință, ci am nevoie să pun mâna, să umblu prin vedere. Îmi mut încrederea de pe Dumnezeu pe oameni. Și de aceea trag nădejde că prin mașinațiile politice în care mă implic sau prin forța mea financiară sau economică, aș putea influența lumea în care suntem, aș putea influența direcția în care curge istoria. În astfel de situații vom alege încrederea în oameni, încrederea în noi înșine, încrederea în buletinile de știri, dragii mei, în loc să depunem încrederea în Dumnezeu. Or, principiul este subliniat de Pavel, foarte atent, în Romani, capitolul 1, versetul 18, când își începe Evanghelia lui. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstire a lui Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Dar judecata lui Dumnezeu începe întotdeauna de la casa lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când poporul lui Dumnezeu renunță la mandatul pe care l-a primit de la Dumnezeu, Dumnezeu mai întâi trebuie să poarte de grijă sau să-și arate dreptatea față de propriul său popor. Dar am cântat că El mă primește așa cum sunt. Dar curva Rahav n-a fost lăsată, dragii mei, să-și continue curviile după ce a fost
mântuită din Ierihon, ce a trebuit să se lase născută din nou, schimbată de Dumnezeu, inclusă în genealogia Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Dumnezeu întotdeauna își va pedepsi mai întâi poporul prin tot ce se întâmplă în jurul lui, atunci când poporul își uită menirea. În capitolul 11 există trei perechi de pedeapsă, nenorocire, trei astfel de perechi, ca să ne atragă atenția asupra cauzelor sau asupra principiilor care guvernează istoria, asupra rolului pe care noi îl avem ca popor al lui Dumnezeu. Dați-mi voie să încep cu prima pereche, capitolul 11, versetele 14 la 16. În primul rând avem păcatele din Țara Sfântă sau păcatul poporului care locuiește în Țara Sfântă și imediat după aceea vine prima nenorocire. În vremea aceea se vor ridica împotriva împăratului de la miază zi și o ceată de derbedei din poporul tău se va ridica să împlinească viziunea, dar vor cădea. Împăratul de la miază zi va intra în țara cea minunată și va pusti totul. Observați, ceata de derbedei sunt din mijlocul poporului Dumnezeu. Când am citit textul, am zis, Doamne, n-ai cuvinte un pic mai blânde? Doar sunt poporul tău, sămânța lui Avram. O ceată de derbedei se va ridica să împlinească viziunea. Ori poporul lui Dumnezeu ar fi trebuit să știe că trebuie să lupte cu altfel de arme decât armele politice ale vremii respective. Mă mut în a doua pereche, capitolul 11, versetul 20 la 24. Ce se întâmplă în Țara Sfântă? Mare preot era Onias, el era căpetenia oștirii. E adevărat, trăiau în mijlocul frământărilor politice. Și Onias era un om al lui Dumnezeu. Fratele lui Iason trage sforile, plătește pe Antioch Epifane și cumpără marea preoție. Și îl trimite să ducă obolul pe Menelau, care era un beniamit. Ce s-a gândit Menelau? Ia să mai pun eu 30 de talanți de aur și poate câștig eu dreptul de a fi căpetenia poporului meu, cu toate că n-avea absolut niciun drept asupra marii preoții. În momentul acela, Onias este deportat în Antiohia și Menelau trage sforile ca Onias să fie asasinat. Păcatul din poporul lui Dumnezeu. Nenorocirea a venit imediat în capitolul 24. Va înainta pe neașteptate în locurile cele mai roditoare ale țării și nimeni nu-i va putea sta împotrivă. Este vorba de împăratul de la miază noapte. Va împărți jafurile, prada, bogățiile. Va face tot ce va voi. Dar a treia pereche ne aduce acolo unde vrea naratorul să ne vorbească. Care este păcatul din Țara Sfântă? Vom vedea imediat. Dar păcatul din Țara Sfântă aduce marea nenorocire despre care i-a vorbit Dumnezeu în primul verset din capitolul 10. Spre acest punct aleargă naratorul cu evenimentele istorice. Ca să ne atragă atenția asupra cauzei lucrurilor. Priviți încă o dată imaginea de ansamblu a capitolului. Versetul 2, tot Imperiul Persan, 200 de ani de istorie. Versetul 3, Alexandru Macedon cu cei 10 ani ai vieții lui, ai luptelor lui. Versetul 4, Imperiul Grec divizat în cele patru vânturi ale pământului. Dar dintre Seleucizi se ridică cornul mic. Se ridică împăratul acela fără rușine și viclean, care va face sau va aduce marea nenorocire peste poporul lui Dumnezeu. Dragii mei, nenorocirea aceasta este desacralizarea templului, încetarea jertfei necurmate. Zeci de mii de oameni sunt măcelăriți și urâciunea pustirii este așezată în locul preasfânt. Antioch IV Epifane, mânios împotriva legământului sfânt, se va înțelege cu cei care părăsesc legământul. Observați, capul de pod era în mijlocul poporului Dumnezeu. Cu alte cuvinte, fără de legile, se mulțeau în sânul poporului Dumnezeu. Niște os trimise de el va surpa sfântul locaș, cetățuia, va face să înceteze jertfa necurmată, va așeza urâciunea pustiitorului și va câștiga prin lingușiri pe mulți din Israel. Împăratul va face lucruri nemai auzite, se va slăvi mai pe sus de orice este Dumnezeu și
va rosti cuvinte de hulă împotriva Dumnezeului celui prea înalt. Și toate aceste lucruri, spune sfârșitul versetului, trebuie să se întâmple, trebuie să se împlinească, pentru că așa hotărâ Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când poporul lui Dumnezeu își pierde menirea, Dumnezeu trebuie să înceapă judecata de la mine, de la tine, de la noi. Și din păcate, dragii mei, astea sunt vremurile pe care le trăim. Când vă uitați la biserica lui Dumnezeu din lumea în care trăim și mă întreb, la ce ne putem aștepta? Același David Paulson, într-o serie de prelegeri despre Islam, vine și face o afirmație care mie mi se face pielea de gâscă. Ce au fost babilonienii pentru Israel, va fi Islamul pentru Biserica Europei și poate pentru Biserica din lume. M-am întrebat, de ce este supărat cerul pe faptul că omul sau oamenii lui Dumnezeu, în loc să se țină de mandatul dat de Dumnezeu, să fie lumină și sare, au început să se implice în jocurile politice ale vremii. De ce îi numește Dumnezeu o ceată de derbedei? O ceată, grele cuvinte. Dragii mei, cauza trebuie căutată în poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu și-a uitat menirea. Și-a uitat menirea. De cele mai multe ori ne întoarcem la Dumnezeu ca să ne facă sănătoși, să ne facă bogați, să ne facă cap și nu coadă. Venim la Dumnezeu și majoritatea rugăciunilor noastre este Doamne, dăm și Doamne, fă-mi. Dar întrebarea mea este, am fost oare lăsați aici pentru deșertăciunea acestei lumi sau am fost lăsați aici în deșertăciunea acestei lumi ca să ducem luptele lui Dumnezeu? Să fim alături de omul în haina de in, în locurile cerești. Imediat după înviere, Domnul Iisus, timp de 40 de zile, se arată din când în când ucenicilor și le vorbește despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Exponentul ei era înviat din morți în mijlocul lor și ea doar pârga celor adormiți. Asta trebuia să urmeze, asta ar fi trebuit să-i preocupe. Versetul 6, ucenicii sar repede cu gura, Doamne, în vremea asta e de gând să așezi împărăția lui Israel, în care unul să stea la dreapta ta, altul la stânga ta și noi să ședem pe scaune de domnie? Știți ce le răspunde Domnul Iisus? Nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Pe acestea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Cu alte cuvinte, nu-i treaba voastră să trageți forile în spațiul politic, economic, religios, de orice fel. Nu-i treaba voastră. Pe acestea Dumnezeu le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere și veți fi martori. În Ierusalim, toată Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Da, Dumnezeu așteaptă să ne implicăm alături de El, dar nu trăgând sforile în domeniul politic. Dragii mei, dacă m-ați întrebat, eu cred că oriunde există un grup de oameni, trebuie să fie și un creștin în mijlocul lor, ca să fie lumină și sare. Dar biserica este suprapartinică. Cu alte cuvinte, noi nu suntem nici cu dreapta, nici cu stânga. Noi suntem cu El. Și avem de luptat alături de El. Alături de El, alături de omul în haina de in. Întrebarea este, care sunt armele cu care vom birui? M-aș opri pentru o paranteză. În capitolul 3 din 1 Petru, Dumnezeu vorbește nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, ca dacă unii nu ascultă cuvântul să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea, nu cât de mare vigura, ci purtarea voastră, podoaba voastră să fie nu hainele voastre, ci podoaba voastră să fie omul dinăuntru al inimii. Observați, anumite bătălii se câștigă cu anumite arme și exact așa este și în lumea în care trăim. Și de aceea Pavel își încheie epistola către Efeseni, începând cu versetul 10 astfel, încolo fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Mulțumesc!
încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Observați unde este lupta care trebuie dată? Nu aici jos? Acolo este lupta în care suntem chemați să ne implicăm, ca Daniel în capitolul 9. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți neînvinși, în picioare, după ce veți fi biruit totul. Stați gata, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor, luați scutul credinței, cu care veți stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și nu uitați că în toată vremea să faceți tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința. Rugați-vă pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, Dumnezeu să-mi dea ușă de cuvânt, scrie Pavel efesenilor din pușcăria din Roma. Observați, până și acolo nu era interesat de mașinațiile politice, de sforile care trebuie trase ca el să fie eliberat. Era interesat să stea angajat alături de omul în haina de in, în bătăliile cerului. Da, dragii mei, poporul lui Dumnezeu trebuie să lupte alături de Dumnezeu și cel care este căpetenia și desăvârșirea mântuirii noastre și care conduce războiul acesta spiritual este însuși omul în haina de in pe care l-am văzut și între cele șapte sfeșnice în Apocalipsa capitolul 1. Și această luptă, nu uitați, este împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Frații mei, acela care își alege corect lupta va ști să-și aleagă corect și armele. Acela care va identifica corect dușmanul își va alege corect și armele. Măcar că trăim în firea pământească, așa cum spune Adi, sunt și eu un om, carne, fire, toți suntem la fel, în trupul acesta atins de păcat. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile, ca să câștige bătăliile. Ce important este să alegi armele corecte în bătălia pe care o ai de dat. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Armele cu care ar trebui să ne luptăm noi, biserica lui, noi, poporul lui, din toată istoria, nu doar poporul lui Daniel, e vorba și de noi acum și aici, sunt armele pe care Dumnezeu însuși le-a întărit ca să surpe întăriturile. Dragii mei, El știe mai bine ca tine, ca mine, ca noi, El știe cum se câștigă biruințele. Exact așa cum o nevastă nu-și poate câștiga bărbatul neascultător de Dumnezeu prin ce pune pe ea, ci prin ce este în ea. Tot la fel nici biserica nu va câștiga niciodată bătăliile în plan politic. Nu asta este menirea noastră, ci suntem chemați să ne alăturăm cerului în bătăliile împotriva forțelor întunericului. Punându-ne cingătoare adevărului, îmbrăcând platoșa neprihănirii, încălțându-ne cu râvna Evangheliei păcii, asta este mandatul nostru, punându-ne coiful mântuirii și mânuind sabia Duhului. Și ne uitând, ca în toată vremea, să facem rugăciuni, cereri și mijlociri pentru toți oamenii. Aceste arme lipseau poporului lui Daniel din vremea aceea. Și de aceea ascultați amărăciunea din sufletul omului în haina de in, care conducea aceste conflicte în plan ceresc.
Știi de ce am venit la tine? Acum mă duc să mă lupt cu căpetenia Persiei și Greciei. Vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă va ajuta împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail. E adevărat că Tavi a început cu cei câțiva care vor face mari sprăvi și vom discuta despre ei duminica viitoare, dacă Dumnezeu ne va ajuta. Și de ce natură sunt aceste sprăvi pe care le fac ei. Dar simțiți, vă rog, o clipă chemarea omului în haina de in, care e valabilă de-a lungul întregii istorii. Nimeni. Ori Daniel, când a văzut că nimeni, dragii mei, în mijlocul tuturor problemelor lui, de trei ori pe zi, cu ferestre deschise spre Ierusalim, cu groapa de lei așteptându-l, striga și se bătea alături de Dumnezeu pentru împlinirea planurilor lui. Acela care și-a identificat corect dușmanul, își va alege corect armele. Billy Graham este bătrân și unul din nepoții lui pregătește venirea la Cluj. La asta ați participat și voi joi vineri și așteptăm ceea ce se va întâmpla în noiembrie. Dar într-o bună zi, când Billy Graham era practic în culmea gloriei lui de evanghelist mondial, un ziarist a venit și a pus o întrebare: domnule, cu numele, cu faima pe care o ai, nu te-ai gândit niciodată să candidezi la președinția Statelor Unite? El a tras aer în piept și a zis: ba da, dar nu mai mult de 10 minute. Și ziaristul a întrebat, surprins: de ce? Billy Graham a zâmbit și a spus: bătălia la care m-a chemat Dumnezeu este infinit mai importantă decât a fi președintele Statelor Unite. Când s-a identificat corect dușmanul, când s-a înțeles clar mandatul, vei ști să-ți alegi corect și armele. Ori armele cu care trebuie să luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Știți de ce? El are ultimul cuvânt în istorie. El știe ce se întâmplă deasupra noastră și în jurul nostru și El ne-a pus efodul preoțesc pe umăr și ne-a dat mandatul de a fi martori până la marginile pământului. Amin.